Unicul gol al partidei a fost marcat de brazilianul Jair Tavares din lovitură liberă de la 18 metri. Pentru sud-american a fost primul gol marcat în România. Echipa craioveană a dominat jocul și și-a creat mai multe ocazii de gol. Cele mai mari ocazii ale lupilor au fost ratate de Mirko Ivanovski. Victoria a fost cu atât mai frumoasă cu cât elevii lui Nae Constantin au fost lipsiți de aportul a doi titulari, atât Seto Takayuki cât și Giku Grozav fiind accidentați la ora partidei. Am avut și noroc, dar știți că sunt și meciuri unde n-am avut noroc. Și probabil că acest noroc s-a întors astă seară. Care a fost cel mai bun jucător al Petrolului în seara asta? Merită felicitați cu toții. Un pic peste Jair, care e și marcatorul golului. Gabi Tamaș, ca întotdeauna imperial, Vâlceanu, dar toți merită felicitări. Fotbalul se joacă pe goluri, asta este. Mergem înainte. Nu ne convine, dar asta e și tot. Deci să acceptăm că în fotbal se pot întâmpla și astfel de dezordamenturi. Am jucat, a făcut un meci bun și pe alocul chiar foarte bun. Din păcate n-am reușit să scriem, eu și să marcheze odată și au plecat cu cele 3 puncte. Și au luat revanșa, pentru că în ultimii ani am tot bătut, și mai ales în Liga a doua, și au reușit să și revanșa. Îi felicit pentru victorie. Suntem foarte, foarte bucuroși. A fost un meci încins, aplic, cu multă, multă muncă din partea noastră. Trebuie să recunoaștem că în această seară am avut și șansă, dar ce poți să faci în viață dacă nu ai șansă? Ne bucurăm o zi, două, după care luni o luăm de la treabă, pentru că deja ne gândim la meciul cu Mioveni așa ușor, între gânduri, dar... Așa cum v-am spus, ne bucurăm de aceste 3 puncte. Petrolul a bifat a treia victorie consecutivă, dintre care 2 în deplasare, și ocupă la acest moment un loc de play-off. Sâmbătă de la ora 19, Petrolul are meci cu CS Mioveni, primul dintr-o serie de 3 programate în decurs de doar o săptămână.